Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit din nou, e un fel de a spune, o să vedeți imediat de ce. Așa cum se mai întâmplă, uneori vă spun din start că nu e de bine, la microfon Cristian Ivaneș. Nu e de bine pentru că discutăm despre domnul Iohannis. Și când discut despre domnul Iohannis, acum, spre finalul mandatului, dar și mai înainte, nu poți să spui nici cum că ar fi de bine. Și de asta dată se bagă în seamă un domn pe care îl cheamă Rareș, Bogdan. Foarte la început nici nu știam care-i numele, care-i prenumele. Sunt două, în fine, nu contează. Și domnul ăsta acum are europarlamentar, a fost votat, monșer, a fost votat de către populațiune, mă înțelegi? S-a europarlamentarizat, ca vă zic. Și dânsul emană niște gânduri despre soarta și destinul domnului Iohannis, despre care și noi am mai povestit, speculând ceva acum vreo 2-3 luni, ca să vedeți puțin cum se închide cercul și dacă aveați întrebări, dar oare cum a fost posibil ca Iohannis să dorească o astfel de coaliție? PNL-ul dânsului taman cu PSD și ce s-o fi petrecut în mintea sa, o să găsiți aici răspunsul dacă nu l-ați găsit deja. Și răspunsul este legat de viitorul post-prezidențial al domnului președinte, care se gândește desigur în perspectivă și și-a aranjat ploile, apele, astfel încât totul să fie bine pentru domnia sa, firește, în ceea ce privește poporul, națiunea, țărișoara, mă înțelegi, acolo ce mai contează când avem de-a face cu niște bănet atât de mulți, nu din chiriile caselor, alea rămân și merg și totul e perfect, ok, dar și din salariul pe care urmează să-l înșface ca, și acum o să vă spun imediat despre ce e vorba, intrând în problemă. Zice domn Bogdan sau domn Rareș așa. Domnule președintele Klaus Iohannis ar fi un excepțional, excepționalul ăsta este între ghilimele, dar eu pun ghilimele în alt sens, fiind aici sensul de citat din domn, ar fi un excepțional, deci un alt reprezentant pentru politică externă a Uniunii Europene. Una din cele mai înalte funcții, asta e adevărat, din Comisia Europeană. Același domn Rareș mai crede și că președintele actual al României ar fi bun și pentru președinte al Consiliului European. Și citez, Klaus Iohannis ar fi cu siguranță un excepțional înalt reprezentant la experiența pe care o are, experiență. La ce are experiența? În ce? La echilibrul pe care îl are, fiind un om rațional, un european convins. Și eu sunt un european convins, și eu sunt un om rațional, nu m-a căutat încă domn Rareș, o să o facă de aici încolo, sunt convins. Dar poate fi și președintele Consiliului European, de ce nu? Vă dați seama cum discută oamenii ăștia despre funcțiile astea enorme. Enorm de înalte și enorm de bine plătite. Adică, domnule, ar fi bun și pentru aia, ar fi bun și pentru asta, așa, un fel de paspartu. Simți un fel de bun la toate. Ok. Și România vizează în următoarea comisie două funcții, de fapt. Una este cea de înalt reprezentant pentru politică externă și de securitate, alta este de comisar european pentru piața internă. Desigur, pentru domn profesor minus președinte, funcția asta i se pare, sau este, ar fi mult prea mică, prea puțin. Vorba lui domn Rareș pentru experiența dânsului, pentru europenitatea convinsă a dânsului și așa mai departe. Nu, domnule? În alt reprezentant mai putem discuta. Restul așa. Și ăsta este, de fapt, tot șpilul, și anume faptul că domnul președinte vizează această funcție, care se va forma viitoarea Comisie Europeană după alegerile europarlamentare,
Și se pare, conform informațiilor prese din România, că președintele a exprimat această dorință așa cu ceva vreme în urmă și a fost comunicată liderilor coaliției. Aici sunt foarte curios dacă nu cumva a fost comunicată liderilor viitoarei coaliții, adică de dinaintea coaliției PSD-PNL, așa cum cred eu, pentru că ăștia au fost pregătiți să-l sprijine și veți vedea de unde trebuie să vină sprijinul. Ori ce sprijin ar fi avut președintele într-un guvern unde era și USR, de exemplu? Vă dați seama. Ei bine, după alegerile europarlamentare programate pentru iunie viitor, numirile în viitoarea comisie, inclusiv înaltul reprezentant, se vor face în funcție de ponderea politică a marilor grupuri politice, adică PPE, popularii, socialiștii și liberali. Și atunci, dacă președinția viitoarei comisii europene va fi deținută tot de către PPE, ca până acum, sunt șanse ca și funcția de înalt reprezentant să fie deținută tot de către cineva din PPE, cum e cazul sau va fi cazul președintelui Iohannis. Și atunci, dacă se va ajunge aici, președintele nostru actual va avea nevoie de susținerea lui Domn Ciolacu. Și ați auzit bine. De susținerea lui Domn Ciolacu. Sau, dacă vreți, în manieră siciliană, Don Ciolacu. De ce? Pentru că numirea în comisie se face tehnic de către guvern. După ce în prealabil este negociată, bineînțeles, în Consiliul European, între marile grupuri politice. Nu e o întâmplare că Congresul PPE va fi organizat la București înaintea alegerilor europarlamentare de anul viitor. Și asta are legătură tot cu dorința domnului președinte actual de a accede la o astfel de funcție. Ceva pe modelul, bă, voi nu m-ați înțeles, eu am fost prea mult și prea bun pentru voi, nu-i nimic, mă duc la ceva infinit mai bun și la ceva infinit mai bine plătit. Și atunci se mai rotunjesc și veniturile, mă înțelegi, chiriile din case, cu salariul de înalt reprezentant care este extrem de baban, dacă nu colosal de baban, se mai face decât un covrig doi pe străzile din Bruxelles. Nu ar fi rău deloc. Nu. A, nu zic pentru noi, că de noi nu pasă oricum nimănui. Să nu vă imaginați că cineva se preocupă de binele nostru comun. Nici vorbă. Dar pentru buzunarul domniei sale, că la aia se gândește, și pentru mărirea sa. Domnule, ce funcție fantastică, experiența dânsului, experiență în ce? Președinte de Românie, adică aranjor de coaliție PSD-PNL? Ați înțeles, dar atunci, de ce președintele nu era deloc fericit cu o coaliție unde să fie și USR-ul, care nu l-a great deloc și pe bună dreptate? Și atunci era greu ca tocmai guvernul să îl susțină pentru o astfel de funcție. Așa, am absoluta certitudine că el a negociat și cu subordonatul său, generalul ăla, cum îl cheamă, Ciucă, dar și cu Don Ciolacu, alla siciliana, capisci? Ceva de genul, bă, băieți, uite, eu pot rezolva o chestie așa, facem o treabă ca să fie bine, desigur pentru a nu fi rău, și urăsc groaznic expresia asta, dar e folosită de către ăștia enorm, să știți. Și atunci facem să ajungă la putere o coaliție de genul acesta și voi, când vine vremea, ce-ați zice dacă mi-ați face puțin vânt de pe Acilea, că așa nu-mi place, pe la Bruxelles așa? Taman în funcția asta pe care o vizez eu. Sunt convins că treaba s-a agreat, s-a rezolvat, și toată lumea se va pupa la capăt în piața Independenți, cu un I la coadă. Și va spune Don Ciolacu, domnule,
interesul național al României va fi atât de satisfăcut, de nu e adevărat cât de tare și de bine va fi satisfăcut, pentru că, iată, un român nu va fi un alt reprezentant pentru politică externă și România în sus și România în jos, fix ca în Caragiale cu 5 R înainte. România mea, și izbucnim în plâns, scoatem câteva lacrimi de crocodil, ștergem cu mopul pe jos, îl stoarcem în găleată, aruncăm în WC, continuăm discursul despre România și mai stoarcem alte lacrimi de crocodil, că avem un alt reprezentant și ce glorioși și grozavi suntem. Așa se vor petrece lucrurile, să nu vă imaginați altceva și noi vom fi convinși că România noastră cu 5 R înainte va fi atât de bine ca dorisită cu o astfel de funcție, sigur nu pentru noi, ci în interesul nostru, pentru că nu se va schimba absolut, dar absolut nimic în viața noastră dimpotrivă, însă un individ cu un pic de acoliți în jur se va pricopsi, mă înțelegi, cu o funcție, nu? Ca în Caragiale. Și funcția aia o să aibă niște beneficii gigantice și pentru deținătorul ei și pentru acoliții, cum vă spuneam adinaori. Va fi extraordinar de bine, tocmai ca să nu fie rău. Dar pentru unul și un picuț de ăia alți în jur. Pentru noi, ăștia alți, ne vom obișnui cu pachetul fiscal, cu dările mari, cu nenorocirea care vine peste privații mici și mari și va fi extraordinar, dacă nu chiar colosal, am zis. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și recomandați și altora și pentru că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial Facebook. Două chestii la final importante. Mulțumesc că distribuiți emisiunile prin rețelele dumneavoastră de socializare și doi, că vă gândiți să susțineți acest canal de jurnalism independent care n-are alte finanțări, cum prin Patreon, PayPal și Revolut și sau prin funcția membrii canalului sau Supers, informații aici dedesubt în textul din site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș, nu știu dacă m-am mai spus, dar o mai spun oricum la final. Toate bune și ca de obicei, s-a auzit numai de bine.